Au furat de la rudele din Strehaia și au fugit în Cluj. Este vorba de mai multe persoane de etnie romă care au furat numai puțin de 115 monede de aur. Prejudiciul cauzat părții vătămate este de peste 400.000 de lei. Polițiștii din Mehedinți au efectuat ieri două percheziții la două persoane bănuite de furt în localitatea Gherla, județul Cluj. Din probatoriul administrat au rezultat indicii că la data de 28 iunie persoanele în cauză ar fi spart cu un picamăr un strat de ciment de la locuința unor rude și au furat numai puțin de 115 monede de aur. Prejudiciul estimat este de peste 400.000 de lei. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Strehaia au pus în executare două mandate de percheziție în localitatea Gherla, județul Cluj, la două persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt calificat săvârșit între membrii familiei. Improbatoriul administrat a stabilit că persoanele în cauză la data de 26 iunie anul curent ar fi sustras 115 monede din aur dintr-o încăpere ce aparține familiei. Prejudiciul estimat se ridică la peste 400.000 de lei. În urma perchezițiilor au fost ridicate 82 de monede din metal de culoare galbenă, precum și mai multe înscrisuri care atestă diferite tranzacții în numerar. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat săvârșit între membrii familiei. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 82 de monede din metal din totalul de 115 cu inscripție specifică, precum și mai multe înscrieri care atestă efectuarea de plăți în numerar în valoare de 20.000 de lei.